Vaida și formația Basarabia din Chișinău. Le mulțumim oamenilor că au venit pe la noi. O chem pe Mirela până aici, că noi avem un studio comun pe care îl și împărțim și îl despărțim. Ce-i graba cu versurile astea, că n-ai aer să termini o melodie, dar cum duci o nuntă? Trebuie să ne explice. Mirela, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am găsit! Doamne, ferești! Am îmbătrânit și eu, să știți! Păi da, deja după batuta asta, sufli greu, deci e mai ceva ca la o oră de aerobic, că tot n-am mai fost de mult la sală și nu mai știm cum e. Uite, când s-o batută din asta, de dimineață... Cu la limbă. Nici cu limba nu, păi cu dârlăiala... Bine, eu sunt învățată, că eu nu mă opresc, am bădat să mă la mine ziua, a început de la 6 dimineața. Săracul bărbatul meu, azi e ziua lui, cred că cea mai mare bucurie că am plecat de dimineață și mă mai întorc seara acasă. Deci, la mulți ani soțului meu. La mulți ani soțului. Căci, atât am putut să... Da. Dacă voiai, te-o chemam de la 5, dar n-aveam... Dar dacă vrei, mâine facem o șpârlă. Da, facem. Vreau să mulțumesc în primul și în primul rând formației Basarabia. Sunt pentru prima dată împreună cu ei și vreau să vă spun că așa e viața, vedeți? Și trăim vremuri pe care nu le puteam anticipa acum vreun an. Nu ne-am cunoscut până acum. Ne întâlnim pentru prima oară astăzi la voi aici în platou, deși am lucrat online prin corespondență, ei au călătorit toată noaptea să vină aici alături de noi și astăzi îi cunosc și eu și le mulțumesc tare, tare mult formația Basarabia și lui Alexandru Cibotaru pentru că a intermediat această colaborare. Mulțumesc tare mult, băieți! Să-i scoți și la masă, dacă tot v-ați văzut prima oară offline. Așa e, așa ar trebui. Se poate. Doamna Mirela, mă bucur să vă văd și în această versiune. Ar fi ciudat la ea la emisiune să vină așa și să vă dârluiască. Să știi că da, că pregătim și noi ediții speciale și... Când acolo... la tine în emisiune? Da. Asta o să urmeze și la noi. Bag și o bucată. Suntem aici, suntem da, aici și... Da, da. Când mai venim cu ceva rap, știi? Deci ce odată că nu mai am timp. Vreau să punctez un lucru, că oamenii probabil au uitat că tu cânti la bază. Și îmi doresc să nu uite. Tocmai de asta vă mulțumesc tare mult că m-ați primit astăzi în casa voastră. Îmi doresc ca oamenii să știe că dincolo de tot ceea ce se vede zilnic, pentru că sigur sunt emisiuni cu subiecte pe care trebuie să le tratez, oamenii să nu ne mai judece, domnule, după tot ce, nu știu, vezi. Una e jobul și alta e ceea ce ești. Dar lasă, dragă, să comenteze, că nu-ți iau ei cremvuși la copil. Asta poți să mai spui odată. Da. Vreau să spun oamenilor că înainte de toate, da, eu cânt, e pasiunea mea și cred că cu acest proiect vreau să mă întorc la matcă, pentru că toată lumea cred că știe, sunt moldoveancă, îmi place să cânt, o fac doar din pasiune, nu trebuie să se sperie nimeni că nu mă duc să le iau, Doamne ferește, vreo pâine niciunui artist din România. Este doar o pasiune de-a mea și vreau foarte mult să am grijă de pasiunile mele, că până la urmă asta ne hrănește sufletul. Știu că vorbesc mult, dar dacă vorbesc mult și degeaba și n-am zis nimic, o să-mi pară nespus de rău. Trebuie neapărat să mulțumesc unor meșteri populari din comuna Soleș, județul Vaslui, care mi-au creat acest costum, mă ridic, să știți. Mi l-au trimis ieri pe microbus ca să ajungă astăzi. Tot azi l-ai văzut prima dată. Da! Azi dimineața l-am văzut prima dată. Da. Și vreau să mulțumesc tare mult Didina Țibuleac. Vreau să mulțumesc Floarea Grigoruță și Marița Andronache de la Asociația Izvorul Tradițiilor din Soleș, județul Vaslui. Vă pup și vă mulțumesc din suflet, chiar dacă nu vă cunosc. O să ajungem aceste vremuri să trăim doar prin corespondență, să nu ne mai întâlnim om cu om, dar totuși, uite, proiectele să meargă mai departe. Vă anunț că noi așa ne-am cunoscut. Mirela lucra la aceeași televiziune cu noi când eram în partea cealaltă, în partea de folclor. Tot atât vorbea și n-aveai loc. Ea nu fuma, dar venea la fumoar ca să ne... Ne vorbea, n-apucai. Nu legai două vorbe, șase țigări, că ținea ea. Da, mulțumesc și eu tare mult. Vă mulțumesc din tot sufletul și multă sănătate. Să ne revedem sănătoși. Azi.